Final tragic pentru un bărbat din Strehaia în vârstă de 90 de ani. Acesta și-a găsit sfârșitul vieții în propria locuință carbonizat. Flăcările au cuprins în scurt timp vagonul de dormit, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru victima aflată în interior. Flăcările au mistuit tot vagonul în doar câteva minute. La fața locului s-au deplasat două echipaje din cadrul stației Strehaia, dar și o ambulanță SMURD. Însă pentru victima aflată în interior a fost mult prea târziu. Două echipaje de pompieri din cadrul stației Strehaia au intervenit cu auto specială cu apă și spumă și o ambulanță SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un vagon de dormit amplasat pe o proprietate privată din orașul Strehaia. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la întreaga amenajare. Din nefericire, pompierii au găsit în interior trupul carbonizat al unui bărbat în vârstă de circa 90 de ani. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost determinată de efectul termic produs de un sistem de încălzire amplasat necorespunzător față de materiale combustibile. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta pe toată suprafața. Tot mai mulți bătrâni ard de vii în propriile locuințe, fără cale de scăpare din cauza singurătății.